Bartagul, romanul scriitorului Mihai Sadoveanu, recompune arhaicul românesc într-o manieră anacronică. Stilul este lapidar și enigmatic, totul fiind un simbol. În Bartagul se practică o cunoaștere luciferică, unde fiecare cuvânt are un bogat înțeles metaforic tainic. Prin sinergia cu textul se poate simți cu ochiul, mintea și sufletul, că aceasta cuprinde mai multe idei decât cuvinte. Viziunea țăranului român asupra cosmosului fizic și metafizic este una poetică, decriptată prin inteligența autohtonă a întregului popor român, inspirată prin natură și crez, chiar și precreștini. Accesele de viziune ale viitorului tipal, legate de dezechilibrul cosmic, produs de dispariția jumătății ei, care întregea androginul, reprezintă revelația ei. Care întregea androginul reprezintă revelațiile care o ghidează pe traseul epopeii, pe urmele soțului dispărut. Victoria Lipan nu are nevoie de mistagog în călătoria ei, întrucât ea este capabilă să acceseze și să înțeleagă semnele naturii, cataliză de facțiune divină. Inspirată din balada Miorița, după personajul mamei ciobănașului, ea luptă pentru a împlini echilibrul cosmic, având tăria de a se opune atitudinii de resemnare în fața morții soțului. Astfel, ea își caută cu perseverență bărbatul decedat, îndeplinindu-și rolul de justiția cosmic. Eu cred așa, domnul Calzica, că soțul meu, umbla singur la deal pe domnul Sunișoare și se gândea la oile lui. Poate să gândea și la lui. Mi-a spus Lipan, astea nopți, că am stat cu dânsul în râpă. Să-ți spun, domnul Calista. Omul meu va să zică să gândea la mine și la ale lui. Și umblea la deal. În pasul cailor, să iei spre cucea talienilor. Unii ar putea zice că venea la vale. Da, eu știu mai bine că mergea la deal. Și nu era singur. Avea cu el și un câine. Și o să mai aflau în preajma lui de oameni. Unul dăduse călcâie calului și grăbise spre pisc, ca să bage de seamă dacă nu trebuie să ceva. Al doilea mergea pe jos, în urma lui Nichipo Lipan, și își ducea calul de păstă. Să știți că nu era noapte. Era vremea răzândă. Unii ar putea zice că asemenea faptul să petrec noaptea. Dar eu am știință că fapta asta s-a petrecut ziua. Când cel de deal a făcut semn, adică să n-aibă nicio grijă că locui sânguratic, cel ce umbla pe jos a lepădat frâu și o scoasă de la subsoara stângă Baltagul și pășind ferit cu opincile pe cărare în urma lui Nichipo Lipan. O sângră pălițul i-a dat. Dar din toată inima, că atunci când vreți să discuți un tom, a căzut cu nasul cam a calului. Și-a tras de la subsoara stângă Baltagul. S-au pictit cu el în deșertul calului, împingându-l în râpă. Chiar în clipa aceea, câinele s-a zbălit asupra lui. Calul tresărise și el de spaimă. Câinele s-a prăvălit și el. Când s-a dus dar rostogolul. Omul a încercat să-i dea și lui o lovitură de baltag. Asta e. Cel de jos s-a încălcat grăbit după cel de îmbăfământie lui. Și s-a dus. Nu i-a văzut și nu i-a știut nimeni.